Încă o mină marină a fost descoperită în Marea Neagră. Echipajul de la bordul unei nave comerciale a alertat autoritățile. Mina a fost monitorizată până când a intrat în apele ucrainene. Mai mult despre această situație ne vorbește colega mea Cătălina Buzoianu, corespondentă Antena 3 CNN. Cătălina, bun găsit! Care sunt informațiile? Bun găsit tuturor! De cum au observat mina, marinarii de pe nava comercială au dat alarma, iar primii care au ajuns în zonă au fost cei de la garda de coastă, care au realizat un perimetru de siguranță și ulterior au solicitat intervenția forțelor navale române. De altfel, în jurul orei 16 din portul Constanța a pornit un puitor de mine și plase, dar și o echipă de scafandri de mare adâncime, cu misiunea de a neutraliza mina respectivă. Numai că în momentul în care au ajuns în locul indicat, mina se deplasează deja spre nord-vest și ieșise din apele teritoriale românești, ajungând în cele ucrainene. Motiv pentru care au fost alertate autoritățile din țara vecină, care au și intervenit de altfel și ulterior au și neutralizat mina. Forțele navale române transmit un avertisment către marinarii care au activitate în zona litoralului românesc și care observă astfel de obiecte să anunțe imediat autoritățile să nu intervină ei pentru a neutraliza mina respectivă sau pentru a face manevre care se pot dovedi a fi ulterior fatale.